Percheziții de amploare în județul Gorj, polițiștii au descins la două locații din Drăguțești într-un dosar privind acuzații de evaziune fiscală. Prejudiciul depășește suma de 2,5 milioane de lei. Descinderea au mai avut loc și în alte patru județe, în total fiind efectuate 13 percheziții în acest dosar. Mai multe persoane au fost conduse la sediul IPJ Gorj pentru audieri. În această speță au fost angrenați polițiști din județele Gorj, Hunedoara, Argeș, Caraseverin și Satu Mare. Perchezițiile au vizat persoane bănuite de evaziune fiscală pe linia materialelor reciclabile. Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au efectuat în această dimineață 13 percheziții domiciliare pe raza 5 județe din țară. Se preconizează că prejudiciul estimat este de 2,5 milioane de lei săvârșit prin infracțiunea de evaziune fiscală. Perchezițiile de astăzi au avut drept scop întreaga documentare infracțională a celor suspecți. Dosarul este în curs de cercetare penală, iar oamenii legii continuă cercetările în acest caz.